Săptămâna asta a fost nebunie cu profesorii, nu alta. Zici că a dat strechea în ei. Doi profi de sport din Brăila le-au spart capul unor elevi. Iar în județul Constanța am avut celebrul caz cu profesoara de fashion, care a scos o elevă din oră și a trimis-o acasă, nu înainte de a o face nesimțită și proastă. Zici că a fost ceva organizat pe bune. Cum e programul ăla cu școala altfel, așa a fost acum cu profesorii altfel. Ei, și în această atmosferă de război vine încă o știre, cum să-i zic, altfel? Nu, că iar mă enervez azi. Altul de sport. Ce aveți, mă? Ce-i cu voi? Dar haideți să facem cunoștință cu subiectul întâi, pentru că, din păcate, nu l-am prins în emisiune la vremea lui. Era așadar începutul lunii când părinții unor eleve de 8 ani de la o școală din București s-au revoltat față de obiceiurile și pasiunile profului de sport, Toma Silvestru. Părinții povestesc că profesorul de educație ar fi intrat peste câteva eleve de 8 ani la toaletă și le-ar fi fotografiat cu telefonul mobil. Și în momentul când a intrat, fetița mea așa mi-a povestit că în momentul acela se ridica în sus și își ridica pantalonii. Și atunci a fost când domnul profesor a intrat și i-a făcut fotografia. Nu pantalonii, își ridica chiloței. Intră peste ele și în vestiar, când ele se schimbă. Doamne! Stai că nu-mi revin. Deci ăsta mi se pare deja mult mai tare, în sensul rău, desigur, decât doamna care controla fustele elevelor. Ăsta le controla și mai în amănunt. Ei, și uite că după două săptămâni a venit în sfârșit crunta pedeapsă. Da, Consiliul de Administrație al școlii l-a distrus pe prof, da, i-a scăzut salariul cu 10%. Timp de 3 luni, nu așa? Frate, deci l-au spart, l-au demolat, l-au lăsat în curul gol, ce să mai... L-au rupt. Cred că au stat foarte mult și au deliberat. Ce să-i dăm? Ce să-i dăm lui ăsta? Mustrare scrisă și trimis la colțul de rușine? 100 de flotări sau 10% din salariu? Ce rost are, mă, ce rost are, mă, băiat. Nu, serios, cum or fi ajuns la această decizie cretină? De ce doar 10%? Hă? Atât a prins în poze? Doar 10% din ce căuta el să vadă la copilele alea? Sau cum? Ori există un regulament așa de pedepse, ceva? Hă? Doar dacă te uiți și fluier după fetițe, e avertisment. Dacă le faci poze, 10%. Dacă pui mâna, 30%. Dacă pui mâna în locuri speciale, 50% din salariu și tot așa. Nu știu, sunt curios. Dacă le viola pe fetițe, îl dădeați afară? Nu, n-am voie să zic, dar ce v-aș face? Ce v-aș face?